Vorbim despre Wadi Rum. Wadi Vala, Rum Luna, Vala Lunii. S-a numit în acest fel pentru că se spune când ești în Wadi Rum ca și cum ești pe Marte. O să vedem acum, o să intrăm acolo, este fabulos. Zona este fantastică, este unică în lume. Zona din Wadi Rum este unică în lume. Am mai spus că suntem în Wadi Rum, suntem pe fundul mării. Actualmente noi suntem pe fundul mării. Să-i spunem fundul Mării Roșii. Când s-a retras, să spunem, apele Mării Roșii, care n-au fost, să spunem, se numea Marea Roșie, dar mă rog. Deci apa a fost aici. Chiar au fost găsite animale marine pietrificate în zona. A dat dovada că, într-adevăr, aici a fost fundul mării. Au fost filmate foarte multe filme în această zonă, mai ales pe tema științifico-fantastică. Că, de exemplu, cum a fost Dune, cum a fost Războiul Stelelor, cum a fost Ultimul Marțian, mai multe au fost filmate în această zonă. Cel mai important film care, despre care știe lumea este vorba de Lawrence al Arabiei. Probabil că ați auzit sau ați văzut acest film, a fost turnat chiar în această zonă, în Wadi Rum, pentru că privilegia este fantastică. Desigur, acele filme științifico-fantastice nu au fost filmate în zone apropiate aici, aici unde au călcat mașini și n-ai cum. Și apar roțile de la mașini. Ce luna, că ești pe lună când ai roți de la mașini. Motiv pentru care sunt în partea de est, încolo, foarte aproape de graniță cu Arabia Saudită, zone virgine, unde au filmat ei din aceste secvențe, din, să spunem noi, din, mai ales din Ultimul Marțian sau eventual Dune. Este un obiectiv UNESCO, v-am spus, din cauza acelui templu care a fost descoperit, templul zeiței Allat, zeița protectoare a caravanelor, având în vedere că nabatienii au schimbat direcția caravanelor de pe drumul regal să meargă prin aceste canioane. Și v-am spus că au fost găsite până la ora actuală 1260 de însemne ale nabatienilor. Rezervații naturale, v-am spus, din cauza că a fost găsită și aceea, să spunem noi, zona cu apa și atunci s-a format o oază, este stație de urmărire a pasărelor călătoare. Și în Iordania totuși există un cerb. În limba arabă noi spunem badan, în engleză este apex, acela care are coarnele întoarse în spate, da? În Iordania sunt cam 1800 de exemplare. Sunt aduse în această mică pădure, să spun, vreo 300 de exemplare. Acest animal este protejat prin lege, adică n-ai voie să împuști acest animal sau să-l vânezi, 5 ani de pușcărie, deoarece se multiplică foarte greu. În acest motiv sunt protejate aceste animale prin lege. În Wadi Rum au fost construite foarte multe campuri. La ora actuală am înțeles că sunt, după pandemie, s-au închis multe, foarte multe din cauza pandemiei și au pierdut ei afacerile și atunci au cedat și au lăsat și aceste campuri, să spun, abandonate, le-au lăsat bancilor, le-au luat bancile și atunci sunt actualmente puse la licitație. Acele zone unde au fost acele campuri, o să vedeți din aceste campuri, odată circulând, să spunem noi, în această zonă, în Wadi Rum. Actualmente sunt funcționabile, sunt peste 80 de campuri în zona. Cerința este foarte mare de camere în Wadi Rum, dar în perioada, cum am spus, în perioada când era turismul în top. Uneori, de tai cu tunul, nu găsești o cameră în Wadi Rum, încât să poți dormi. De multe ori noi am rămas fara, n-am avut unde să dormim și a trebuit să plecăm la Aqaba. N-am găsit unde să dormim. De obicei, eu vorbesc cu agențiile cu care lucrez, că în momentul când am un grup, să-mi facă rezervare, dacă grupul are, să spunem, cazarea făcută de agenția noastră, obligatoriu să-mi oprească și mie o cameră unde pot dormi. În acest motiv am spus că voi dormi la un camp, chiar aproape de zona unde vă voi lăsa acum și apoi ne vom revedea mâine dimineață. De obicei se face o mâncare se numește zarp, care se face cu mielul la în pământ. Deci, practic, o groapă făcută în pământ. De obicei, ard lemne de măzbin jos până se face jar. Deci, ard la focul, se face jar, apoi pe un coș special, care are picioare așa. Ei pun, de exemplu, cartofi, pun carne de miel, pun carne de pasăre, pun oala de orez și vin cu acel coș și îl lasă deasupra jarului. Și apoi închid capac, staniol, pătura și o grămadă mare de nisip. Acoperă complet, rămâne acolo vreo 3 ore, 3 ore jumate. Vă închipuiți cum se macera în interior carne. Apoi, după ce, când este terminată, îi fixează o oră. Și atunci vin și cheamă lumea să vină să vadă acest spectacol, când dau ei, scot ei mâncarea de acolo. După ce este bufet suedez, care se pune mai în toate campurile din Wadi Rum. Am înțeles de la băieții din Wadi Rum că au ei și cina și atunci este contracost dacă vreți să luați, eventual și micul dejun, dacă vreți să luați, este contracost.
Acum, noi în scurt timp vom face stânga. Vom intra spre Wadi Rum, da? Dacă am fi mers drept înainte, de aici mai sunt în jur de 38 de km până la Aqaba. Deci suntem foarte aproape de Aqaba. Noi acum o să facem stânga în scurt timp și intrăm încolo, să mergem spre centrul de vizitatori. Și v-am spus de ce luăm bilete, din cauza că este obiectiv UNESCO, în același timp este și rezervație naturală. Mergem în centrul de vizitatori, cumpăr biletele de intrare în zona pentru dumneavoastră. Apoi ne întoarcem înapoi, o să vedeți, noi o să luăm, normal, ar trebui să luăm, este un punct de control, să luăm la stânga, noi mergem în centrul de vizitatori, apoi revenim de la acel punct de control, facem în dreapta și mergem în zona unde ne vom întâlni cu băieții cu care veți avea, unde veți avea cazarea. Băieții de obicei vin cu mașini, mașinile lor, deoarece noi nu ajungem cu mașina aceasta la campul lor. Se va merge numai prin nisip, acesta nu are cum să meargă pentru că rămâne împodmânit în nisip. În schimb, acele, un fel de furgonete, o să vedem din aceste mașini. Cum e aceasta, vedeți? Cum e aceasta, cu asemenea mașini se circulă practic în Wadi Rum. Toyota sau eventual Nissan sau eventual Mitsubishi. Și atunci vin băieții, vă iau cu bagajul cu toți și merg cu dumneavoastră până la camp. În această seară, cazare, eventual v-am spus dacă e să luați cina, asta e la înțelegere, mică înțelegere cu băieții, cine dorește să mănânce și atunci vă cadeți la înțelegere cu ei. M-am înțeles cu dumneavoastră, domnul Sorin, încât nu luați cursă de la ei. Dacă e, o ei o să încerce să vă convingă. Nu are cum, da, 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 și atunci îi spune, dune, nu, eu am venit să dorm aici și atât. Cursă, nu avem cursă noi de făcut, scurt. Noi nu am mai fost, știm tot, am mai fost și gata. Am venit să dormim aici o noapte și cu asta am terminat. Mâine dimineața, la ora 10 dimineața să fie, eu o să specific cu ei, la ora 10 dimineața să vă aducă la locul unde, de unde vă las acum. Eu o să fiu acolo prezent cu șoferul. Aranjez eu cu oamenii, cu ei, cu prietenii mei, mașina pentru cele două ore care le avem de făcut noi în Wadi Rum. Cursă. Se merge încet, se sta în spate, sunt băncuțe făcute, se sta în spate, se merge foarte încet, oprim de multe ori, unde vedem și noi din frumusețele acestei zone. Vom opri de pe panorame, vom opri și la un cort veritabil de beduin și așa mai departe, ați înțeles? Și așa că, cum se termină cele două ore, se vor termina la microbus, unde avem bagajele puse în mașină și atunci urcăm în mașină și o să continuăm drept încolo să mergem spre Aqaba. Asta este. Deci se merge încet, nu ne speriem că nu e cursă la noi, cu dâmburi dintre acelea să cobor și să fie riscant. Mașinile nu sunt făcute pentru așa ceva, sunt făcute încât lumea să urce și să se facă această cursă, să admirăm natura pe care a lăsat-o Bunul Dumnezeu pe pământ. Cel mai înalt munte din zona Wadi Rum se numește Umedami. Umedami este foarte aproape de granița cu Arabia Saudită, în est încolo, foarte, foarte aproape de graniță, are înălțime de 1854 de metri. Penultimul grup care a fost acum cu mine e unul care are o agenție în București și atunci el vine cu grup, a avut 35 de oameni, a avut în acel grup, practic, opțională să meargă la Umedami. Am ajuns acolo, faci cam două ori dus, două ori întors și 4 ore acolo. Cât urcă și coboară, 4 ore. Și atunci în cursă a fost de 8 ore în Wadi Rum și am ajuns acolo. Practic doar ne-am dus până acolo, am rămas acolo, au urcat ei pe munte. Cel mai mic copil care a fost cu el, băiatul patronului de la asta, avea 5 ani. Și a urcat, domne, muntele și s-a întors înapoi. Frumusețea de acolo este fantastică. De pe munte eu n-am urcat, nu mi-a permis piciorul. Și atunci doar el cu grupa a urcat, din 35 de oameni, a urcat 28 de oameni. A urcat pe munte. De acolo vezi toată Arabia Saudită, granița cu Arabia, granicerea din Arabia Saudită și imediat după munte, pentru că este foarte aproape de granița cu Arabia Saudită. Okay? Am intrat noi acum în zona Wadi Rumului. Și atunci o să vedeți acum cum vom trece peste calea ferată. Vedem mai multe verdeață, se fac aici legume, cel mai mult cartofi, se fac în această zonă de o calitate superioară și oamenii că să aibă apă, o să vedeți acum un bazin unde strâng ei apa. Am trecut de el. Era un bazin, practic, pentru că s-a descoperit acest bazin cu apă mare, se spune multă apă în zona Dise, cum se numește. Oamenii în această zonă au profitat și ei de prezența apei, motiv pentru care au și ei prioritate la apă, motiv pentru care vom vedea și ferme, vom vedea de toate și asta din cauza că au apă. Deci am trecut peste calea ferată, o să vedem și un tren, acest tren, practic, o să vedeți steagul turcii pe acel tren, având în vedere că se consideră un tren otoman. Da. Pe acest tren se face o cursă numai în ziua de joi.
numai în ziua de joi se face o cursă, practic lumea poate să urce pe acel trări și se merge, cam durează cursa vreo 3 ore jumate, cam așa, unde ia lumea o plimbare cu trenul și se face un fel de spectacol, sunt i-a atacat trenul de către, cum ar vune, înainte revoluționarii, îl luau, deci ia din turiști, ia ostatici și trebuie să dea bani, se duc cu pungele de bani, de aur, deci e un spectacol fantastic, desigur, e cu masă, cu băutură, cu totul pe acel tren. Am făcut o singură dată această cursă, dar e fantastică, fantastică. Numai în ziua de joi se ține acest lucru, o să vedem și noi trenul. Este un fel de mocăniță pentru că acesta merge pe motorină. Eventual trenul merge pe motorină. Da, deci acum am intrat și noi în zona Oadei Ramului, beduinii au dat denumiri la acești munți, fiecare munte și au dat câte o denumire, de exemplu acum din centrul de vizitator vom vedea un munte care se spune muntele celor 7 stâlpi a înțelepciunii. Da? De ce s-a numit așa? Are 7 tăieturi în el și atunci au zis că este muntele celor 7 stâlpi a înțelepciunii, sunt mai multe denumiri, de exemplu Omedam înseamnă mama sângerosului. Înțelegeți dacă e să traducem. Mai este un munte care se numește un meșin, înseamnă mama lui 20. Denumiri de pe la beduini care au stat în această zonă. Beduinii toți au fost scoși din zona Oadei Ramului, deoarece a devenit obiectiv UNESCO și le s-a dat terenul în marginea Oadei Ramului, unde și-au făcut ei localitățile lor, acolo locuiesc, o să ajungem chiar într-unul din aceste sate. Nu am găsit farmacie la drum, în schimb, imediat înainte să ne întâlnim cu acești băieți, vom avea o farmacie chiar lângă locul unde ne vom întâlni cu acești băieți, dacă e nevoie să luați ceva din farmacie. Am ajuns în punctul unde ne lasă microbusul nostru, Adel și șoferul, și ne mutăm în alte mașini ca să mergem spre campus, că fiind drum prin deșert, prin nisip, nu prea putem să mergem cu mașina noastră. Ne-am îmbarcat, l-am lăsat pe Adel, ne vedem mâine. Ne-am mâine dimineața, hai drum bun, distracție. Mulțumim! Deci ai micul dejun la toată lumea mâine. E departe până la campus. Hai să te iai 10-15 minute. Ok. Ne vedem mâine dimineață. Thank you. Bye. Băiatul ăsta e patronul la tot campusul. Are 20 ceva de ani, a scris, într-o familie de beduini foarte bogați, care crede că ori mai descoperi pe acolo ceva, pe la... Pe unde a fost noi, pe la Petra. Zic, cu ceva mărminte. Ăsta mic care conduce e un nepot de-a lui, de-a lui sorsa, cred că are 14 ani. 14. Că a zis, eu sunt șoferul vostru. Dar nu e major, sigur nu e major băiatul care conduce. Noroc, beduinii, uite ce pui de pisic avea ăla. Săracul ăla. La igluri, așa arată, avea booking. Nu știu dacă la astea sau la altele. A zis că sunt 80 de campuri. Ne-a arătat asta din stradă pe noi. E bun așa. Care vrea să ne atace. S-a pierdut ca și capra aia, le-am văzut-o.
Salut, frate! Corturile noastre sunt bej, ca și disipurile sunt albe, sunt camuflate. How old are you? 18. 18? After 5 years. Really now? No, no, no. It's all right. Hi. Okay. Hello. Hi. Hello. Da. Dar erau altfel. Am ajuns la campus. Foarte interesant. Cred că suntem numai noi pe aici, în pustiu ăsta. Un deșert, arată foarte bine. O să vedem un apus top. Unde sunt alte bagaje? A, la Cres. Three rooms? Yeah, we have three rooms. One, two, three. Three. Care vreți aici primi? Tu, bagă pe tot cu singura. Ok. Yes, this was mine. Ia de la. Cum s-o prinde becul? Sau ăștia au generator aici? E vreun întrerupător central? Cred că ăsta, da. Sau nu? Dacă vin băieții înapoi, s-au dus să-i conducă pe ei, îi rog să vină, să-i arate. Am ieșit pe terasă, că înăuntru nu avem curent până vin băieții să rezolve. Și e mai plăcut afară. Bate vântul tare, dar e superb. Camel taxi. Am văzut Ștefan pe net că aici s-a filmat filmul ăla cu Mr. și Mrs. Smith, cu Angelina Jolie și cu Brad Pitt, nu? Da, pe vremea asta erau ei căsătoriți. Erau ei agenți și se vânau unii pe alții până la sfârșitul. Da, da, și mi-aduc aminte că Brad Pitt alerga o mașină de aia de teren pe aici și ea era cu o lunetă după o stâncă. Era într-o stâncă de asta, așa, și Brad Pitt a trecut cu un ATV-ul și a oprit să facă pipi și Angelina l-a cunoscut că Brad Pitt ridica piciorul. Și a scuturat piciorul. Și zicea, ăsta-i bărbatul meu, gata. M-au pus ăștia să-l omor. Și e un film din, cred că din 2004. Nu mai se fac filme așa de bune ca pe vremea aia. Cred că are 20 de ani filmul. Și e o senzație foarte ciudată aici în deșert, pentru că în primul rând e o liniște asurzitoare. Liniște asurzitoare, cum să da, adică ai o senzație așa de capătul lumii.
mie, așa, dar nu, parcă nu ți-e frică, n-ai nicio teamă aici. Din contră, așa, îți dă o senzație de liniște, așa, de pace. Da. Și o să fie frumos, sper că o să avem o amintire. Am mai fost în Egipt cu Sorin. Dar... Să vedem beduinii, parcă, nu? Da, nu știu, acum 3 ani, în 2020. Da. Și tot așa ne-am plimbat în deșert, dar n-am dormit în deșert. Da. Dar a fost ceva mai scurt atunci, experiența. Da, a fost doar de o zi. Și... Nu s-a părut... Aici e un alt relief. Ăștia sunt tot niște... Ca la Petra. Ca la Petra din Grecia, adică nisip concentrat și lipit. A fost fundul unei mări și din mișcările tectonice s-au ridicat, fundul mării s-a ridicat și s-a întărit. Și au apărut aceste formațiuni care au fost mult mai mari și mult mai extinse, dar s-au mai erodat. Și tot nisipul pe care îl vedem în jurul nostru e din eroziunea foștilor munți. Dacă ne gândim că munții Dobrogei, învățăm la geografie că sunt munți vechi și că munții Carpați sunt munți noi. Vă dați seama ce transformări extraordinare au fost și în spațiul românesc. Uite că vin turiștii care merg pe cămile. Da, hai să-i vedem cum să urcăm pe cămile. Urca nu stă pe nisip, pentru că el e foarte fierbinte nisipul și ar putea să o părească, să o ardă. Și atunci există un spațiu între burta cămilei și nisip, ca să nu încât să circule aer, să se ventileze, să nu se ardă. Așa, acum e o procedură foarte delicată pe care doar beduinii o stăpânesc, pentru că urcatul pe cămilă presupune ridicarea la 2 metri, la 2 metri și jumătate înălțime. Turistul trebuie să țină foarte bine pentru că ea se ridică pe două dintre picioare și pe celelalte și la un moment dat atârni pur și simplu dacă nu te ții bine și poți să cazi. Au fost foarte multe accidente, dar aici în zonele astea arabe... Avantajul la cămilă că nu poți să facă pană în deșert, nu? Da. Poate să și muște, sunt unele cămile care mușcă, dacă te uiți la a doua cămilă are o, asta un pic cu botul încolo, nu se vede bine, are un fel de bodniță. Mm. Și caii mușcă, asta e un defect al cămilei sau al calului, ele se răzbună pe anumite persoane pe care nu le suferă. Și trebuie să te împrietenești cu ea, să te cunoască și să de-abia pe urmă să... Dar că bate vântul extrem de tare și când bate microfonul prea ne auzim, dar mă rog. Dacă îi scoți... Prea e ce? Scoți sonorul și... Hop! Hai mai aproape să vedem cum se... Deci e destul de delicat pentru un om care în altă viața lui s-a urcat în autoturism să se urce pe cămilă. La o înălțime de 2 metri și 10, 2 și 20. Cam așa e. Thank you.
puțin la plimbare prin împrejurimi. Peisaj superb. M-am rugat pe stâncă ca și regele Leu. Am găsit și un cățel să ne însoțească. Am găsit un loc tradițional foarte mișto. E un foc aici în mijloc și astea sunt niște șei de cămilă de stat. Probabil că se bea un ceai. Eu văd că e un ceainic aici, chiar două. Și o oală. Arată foarte fain. Și un captator de stat de fum ca pangarele de la noi, de la biserici. Făcute din, nu pangare, cum se numesc astea, lumânărare? Lumânărare, da. Pentru vii și pentru morți. Și aici un instrument muzical foarte interesant, vrei că o să ne cânte la el, care e al beduinilor. Și tot aranjamentul este... beduinesc. Da, specific. E la groapă, cum îl scoate din groapă. Yes. Zarba. So we make a hole in the ground, then we put the wood and make fire, and then we wait until the wood becomes burning cool. Okay, and the hole becomes very warm, then we put the meat and some vegetables and a piece of metal and put it inside and close it.
So when we close it, the fire directly turned off. Okay, so it's just cooking by the warm. You got it? All Bedouin, they will make it, they will put it inside their tents, especially in the winter, and the weather is too cold. So they cook their dinner and keep the tents warm. Really good. Yeah. Oh la la. I was not expecting this. I couldn't eat. Nice. Not good before. Chicken that character. Thank you. Oh, it's and how long does it have to stay in? 2 hours. 2 hours? Meat, 3 hours. 3. Yeah. Plecăm de la campus și am luat un tur să vedem cerul înstelat cu aceeași mașinuță cu care nu fură aici nimeni. Facem un foc aici în deșert și cu beduini. Tomorrow we go Aqaba and after Dead Sea. Dead Sea. Romania. No, we're not English. Cred că e făcut, doar îl încălzesc. Ah, don't worry, just a photo. Bună dimineața, oameni buni! O nouă zi de călătorie. Astăzi plecăm de la Wadi Rum, unde am înoptat și ați văzut în vlogul trecut ce frumusețe, în mijlocul deșertului. Și mergem mai departe spre Aqaba, stațiunea Iordanului de la Marea Roșie, foarte aproape de Elatul Israelian. Și o să stăm acolo astăzi, de când ajungem de la 1 până seara, și a doua zi toată ziua. Poi de la Marea Moartă și miercuri apoi spre casă. O să vă arătăm și frumusețile de la Marea Roșie. Ne-am trezit într-un peisaj superb și liniște totală. Să te trezești dimineața să vezi în fața ta deșertul și munții ăștia e ceva sublim.
Ne-am trezit de dimineață cu niște munți roz în față, luminați de răsăritul soarelui, și ne-am gândit să ieșim la o plimbare prin deșert, pentru că nu mai luăm micul dejun. Am zis că în locul micului dejun să facem o plimbare unică. Și într-adevăr a meritat, pentru că am luat-o pe un drum printre stânci și am găsit, așa, aparent nu vezi ceva luxuriant, nu e o vegetație luxuriantă, dar fiecare fir de iarbă, fiecare floricică, fiecare obiectel pe care îl găsești, îl prețuiești cu atât mai mult. Știți vorba aceea, că de multe ori mai puțin înseamnă mai mult. Ia uitați ce iarbă. Și ceva absolut inedit pentru noi este, nu o să vă vină să credeți, această ciupercă. Inițial am crezut că e o măciucă de polistiren înfiptă de cineva în nisip. Am mai văzut și aseară, dar n-am pus mâna. Este efectiv o ciupercă. N-aș vrea să o rup ca să vă arăt ce este, că mi-e milă de ea. Când ai atât de puțin în deșert. Da, poate știe Marian Adventures, Marcel. Când ai atât de puțin în deșert și natura se luptă ca să supraviețuiască, să scoată ceva viu din tot nisipul ăsta mort, parcă nu-ți vine să... Cine ești tu să vii să strici ce s-a zbătut natura să crească, să obțină cu atât de mare greutate. Și o mulțime de floricele din astea micuțe, nu știu cum se numesc, dar seamănă puțin cu floricelele noastre de nu mă uita. Sunt și mai albastre, și mai albe. Niște mici minuni. Și plimbându-ne noi așa, am văzut și foarte multe urme de animăluțe, mai mari, mai mici. Acum le-am stricat, că am călcat noi. Nu ne-am dat seama, am venit așa cu, între ghilimele, civilizația peste natură. Dar este fascinant să vezi, să observi toate lucrurile astea mici, care înseamnă foarte mult într-un decor din ăsta natural, minimalist. Am mai găsit niște urmițe. Micuțe, micuțe, micuțe. Cine știe ce tip de șorice intră în nisip, ies. Vorba lui Sorin, că zic, dar unde s-a dus? De unde vine și unde s-a dus? E o senzație unică, într-adevăr. Merită experimentată senzația. Urcăm, coborâm, acum suntem la deal, dar nu se vede. Urcăm pe o dună. Mă tot uitam așa la vlogări de călătorie care mergeau prin deșert. Și îi auzeam spunând că e interesant, că e frumos, ce unic. Și nu înțelegeam. Acum înțeleg pe deplin. Chiar merită încercat. Am ajuns pe un platou. Încotro te uiți, mi-a arătat Sorin că mai e un camp și aici, o tabără din asta de corturi. Ci că sunt 80, în jur de 80 de asemenea tabere de corturi. Și uite alte urmițe. Da, uite aici, mai mai sunt și gunoaie prin deșert. Beduinii nu sunt prea educați. Asta cred că e o păsărică. Se văd urmițe așa, de gheruțe.
ce anume? Urmițele. Urmițele, ia. Ăștia ar fi ceva coioței, ceva vulpițe, ceva. Uite. Dar ce frumos se văd. Dar dai seama cum ar fi să stai noaptea cu o cameră din aia cu infraroșu și să vezi ce se întâmplă, cum puneau ăștia prin păduri. Da, noaptea ies. Cred că ar fi foarte interesant. Știi unde vedem mai bine? Le-a alunecă și lor picioarele, cum ne alunecă nouă pe dunele astea, că e destul de adânc, de... Se foarte prost pe deasă, uite. Da. Și păsărele, uite, uite ce drăguță e una asta de păsărică. Ia uite-te. Nu știu dacă se vede pe filmare. Vezi cât e de finuță, cred că avea o păsărică de aia, de 2 grame. Da, da. Au colit planta aia. Da, exact. Cred. Cine știe, dar îți dai seama ce simțuri ascuțite trebuie să aibă. Că ies și prădătorii și ierbivorii. Ce interesant este în casă. În același timp. Totul e interesant aici. Pentru că nu suntem obișnuiți cu peisajul, cu natura, cu plantele. Uite și astea, plantele astea cu frunze răsucite, cârlionțate, ce interesante sunt. E foarte bună o plimbare prin deșert, că faci și urcuș și calci greu pentru că este... greu să mergi prin nisip adânc. Și așa că faci un fitness foarte eficient de dimineață. Ia priviți aici niște urme finuțe, 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 care duc la un smiley face. Un gândecel care a intrat în pământ. În nisip. Stăteam aici pe locul Sorin, ne-am luat o pauză de liniște, de 5 minute. E un aer extraordinar de proaspăt și de curat dimineața, dis de dimineață în deșert. Și admiram stâncile astea și ne uimea cât de multe forme sculptate așa. Par a fi, da, sculptate de natură. Zici că este o sculptură abstractă și extraordinar de frumoasă, de armonioasă. Și eu mă jucam în nisip acolo, desenam ceva și zice Sorin, hai să-ți arăt ceva. Și mi-a arătat ce forme arată pe telefon. Ce forme? Ce forme? Poți să zoom acolo pe capătul stâncii. Ei, eu nu mă pricep așa bine să filmez. Se vedea mai bine în poza ta. Uite. Formă de bătrân cu nasul lung. Pe urmă mai încolo, da, o formă de cotoroanță, nu știu unde ai văzut-o. Vede tot mai felul. Spate. Da, vede Sorin tot de felul de... De mic îmi plăcea să observ norii și să-mi imaginez că, uite, asta e formă de cotoroanță. De mic îmi plăcea să observ norii și să-mi imaginez tot felul de animale, de scene, de... Da, e extraordinar, ce frumos, ce interesant. Și acolo sus de tot, toți ori observa niște pietre care păreau a fi pasăre, care stătea în picioare sau așa ceva. Am făcut zoom pe ele. Da. Uite.
cu la poză merge, dar la filmare nu se poate face zoom atât de puternic, da. Și când ne-am uitat mai bine în poză, ne-am dat seama că sunt pietre din acelea stivuite una peste alta. Probabil pe partea cealaltă o fi mai accesibil, că pe aici clar nu s-a urcat. Însă o mai știi că uite, sunt din astea drumuri de astea așa în zigzag, platouri pe stânci. Sunt tot felul de oameni ciudați, dar mă gândesc că e destul de periculos să clădești așa ceva, să faci turnuleți de pietre așa într-un defileu din ăsta. Când au un mic tremur sau poate chiar un vânt mai puternic, poate să se poate să se miște și să cadă și să omoare pe cineva. Da, uite că se poate urca pe ei. Se poate urca așa, ai? Și vrei să urcăm? Da, de fi, dar era interesant. Nu știu dacă poți, dar eu pot sigur. Eu nu cred că aș putea. Da, e și periculos. Ia uite-te câte pietre de-astea gata să se prăbușească. Nu, e foarte periculos. Oricum, e forme incredibil de interesant. Da. Floricele astea n-au apă, n-au pământ, n-au nimic, nu înțeleg cum poți să... Da, nici eu nu înțeleg. E o minune, un miracol al naturii. Trecem pe lângă gunoaie, nu le vedem. Ca albina care ia din flori doar polenul. Deci nu trece pământ, pe lângă murdării. Nu au nimic, așa, uite ce flori. Da. Ce înflorite sunt. Dar știi, nu știu, astea ori sunt alt soi, altă varietate, că sunt albe. Cele de aseară pe care le-am văzut, alea erau albastre, ca nu mă uitau a noastră, nu, floarea noastră. Uite cum e asta. Nu știu dacă se vede. Se vede, da. Da, sunt varietăți diferite, cred. Uite alea galbene înflorite acolo, Sorin. Ia uite-te ce miracol. Nu e apă deloc, deloc, deloc. Da, și e adânc nisipul, nu este... Cer cum e. Deci e un cer extrem, extrem de senin. Nu se vede pic, pic, pic de nou. Da. Am mai găsit, Sorin, o ciupercă. Este extraordinar de interesantă. Nu e ruptă, așa e înclinată. Uite. Noi trăiem cu impresia că ciupercile trăiesc doar în medii umede, întunecoase. Vezi cum merge rădăcina? Da, da. În jos. Foarte interesant. Cine știe ce rol or avea și ele în ecosistemul ăsta. Am mai văzut floricele din astea de nu mă uita între ghilimele și mov. Nu mă uita între ghilimele? Da, pentru că nu-i chiar nu mă uita, dar e ceva care... Cel mai mult se aseamănă cu floarea noastră de nu mă uita. Ia uitați în față, e tabăra noastră, camp, cum spun ei aici. În stânga, alta. Acum în stânga alta. Și mai în stânga, alta și tot așa. Încolo, alta. Oriunde acolo te uiți. Alta. Da. Cel puțin 10 sunt așa una lângă alta, aici lângă noi. Da. Sunt cumva așezate să nu se deranjeze una pe alta, dar destul de apropiate. Ne gândeam acum la experiența pe care am avut-o aseară. Am fost la o plimbare al cărei scop era să urmărim cerul înstelat în deșert. Voiai să spui ceva? Că acum când... Scuze,
când se uită oamenii la asta, deja au văzut asta. Vor fi văzut, da. Dar ce povestim noi este în afara vlogului. Și anume, e vorba de impresiile noastre. Noi ne-am dus așa puțin neîncrezători în faptul că va fi o experiență frumoasă. Fiind noapte, fiind destul de frig în deșert noaptea și nevăzând nimic așa și conducea un copil de 15-16 ani, camioneta sau aia. Mai mic. Sau mai mic. Da, pe care când l-am întrebat că ți-a n-are 18. A zis că 18, a început să râdă. E posibil să aibă și 12, după cum arată. L-a zis la seară, în filmare. Da. În filmare ieri, că el ne-a dus de la bază de acolo până aici, în camp. Da, și noi auzisem de la ghidul nostru, de la Adel, că să fac niște excursii de genul ăsta cu... Unde sunt luați? Uite un fluture. Uh-huh. Doamne, la cât de mici sunt floricelele uite, astea. S-a pus, vezi ce mască, adică nu-ți da, dai zici fluture, că e o scamă. S-a strâns aripile și... Da. Să stai seama cât de puternică e natura și viața. Uite-mi. Peste tot își face loc. Foarte frumos. Miraculos. Nu te aștepta. Ai filmat de aproape? Nu, că... Fă-i un zoom și eu mă apropii de el și o să... Dar nu-l mai văd. Boare, îl văd eu, îl văd eu. Uite, filmează-l tu atunci. Uite-l aici. Ah! Nu știu dacă se vede. Uite o pasăre. Care mânca fluturele. Cred că voia să mănânce fluturele. Cred că e rândunică. Ia uitați-o, floricică mov. Că vă spuneam că am văzut și mov. Rândunică e? Da. Uite. Da, poate, nu știu. Uite cum vine pe lângă noi, uite. Ne înconjoară. Uite, ne cercetează să vadă ce hram purtăm, ce uite. Facem pe aici. Cu ce ar putea beneficia din prezența noastră? Sau de ce să se teamă la noi? Da. Așa, și cum vă spuneam, noi ne așteptam să, inițial, am crezut că ne duce băiatul ăsta într-o excursie de genul celei cu, unde se adunau toți să meargă să privească cerul printr-un telescop. Și pe urmă ne-am dat seama că de fapt nu va fi așa și că probabil ne duce undeva într-un deșert, oriunde. Și ne lasă să ne uităm la cer de acolo. Și am zis, a, ok. Cred că ne-am păcălit și asta este, lasă. Ne-am luat țeapă, va fi o plimbare și gata. Dar de fapt a fost o experiență foarte frumoasă. Dar de fapt el a oprit pe drum și au adunat crengi de astea. Și ne-am zis, uite bă, că pe timpul nostru și banii noștri își bate joc, adună crengi ca să facă foc aici la camp. Da. Nu știam. Dar de fapt el adunase crengi ca să facem noi foc acolo în deșert. Da, și... L-am judecat greșit. I-a ajutat și Sorin să facă focul acolo. Că era un pic vânticel așa și ne-a dus într-un canion unde nu bătea foarte tare vântul, dar bătea un pic. Și ne-a făcut un ceai, după cum ați văzut, a fost foarte frumos. Da, a fost o atmosferă plăcută, toată lumea a fost destinsă. Ne-am relaxat. Două păsări mai mari s-au pus pe cort acolo, zbura pe lângă Mihaela. Da. Da, sunt prea departe, nu cred că le vedem. Și cu focul ăla acolo, arzând așa molcom, că nu era un foc foarte mare, noi, lipsiți de orice responsabilități, de orice griji, a fost un moment memorabil și de relaxare și cu cerul înstelat deasupra noastră. Ne întoarcem la camp, ne pregătim bagajele și vedem ce mai facem, ne mai uităm puțin pe aici până urmează să ne ia mașina, să ne ducă la întâlnirea cu Adel. Pentru turul din deșert pe care îl vom face azi.
O piatră jumătate albă, jumătate neagră. Foarte interesant. Am crezut că e vopsită prima dată, dar nu, e naturală. M-am uitat îndeaproape. Sorin s-a dus în tabără, în camp, și eu am plecat să caut, ca să zic așa, acul în carul cu fân. Pentru că am avut un fel de pulovăraș, de blazer, așa finuț, tricotat. Am crezut că va fi mai frig dimineața în deșert și că încolo nu era frig și mi l-am legat în jurul meu. Dar cred că l-am pierdut undeva, mi-a căzut, fiind atentă la natura din jur, la filmare, mi-a căzut și nu am simțit. Și acum am plecat să-l caut. Și ghiciți ce culoare are? Culoarea nisipului, bineînțeles. Să vedem dacă îl mai găsesc. E mai ușor decât crezi să cauți ceva în deșert, pentru că doar trebuie să urmezi calea pe care ți-o arată urmele pașilor. Și așa, sunt doar pașii noștri și m-au adus la pulăvărașul meu. Aici nu pare chiar culoarea nisipului, odată pentru că nisipul ăsta e roșu, e roz-roșu. Și în afară de asta, ăsta are așa niște firicele strălucitoare, dar el e un bej când îl privești în culori, în lumină normală. Bine că l-am găsit. Mi-am asumat faptul că puteam să nu-l găsesc, dar mă alegeam cu plimbare în plus. Nu-mi strică puțină mișcare în plus, cu siguranță. Dar mă bucur că l-am găsit. Mă întorc la Sorin și ne pregătim să plecăm cu jeepul lor, un fel de camionetă, de fapt, în care stăm în spate, în aer liber, pe niște băncuțe improvizate. Dar face parte din experiența deșertului, e foarte frumos. Am plecat de la campus, mergem să ne întâlnim cu Adel și o să mai dăm o tură de vreo 2 ore prin deșert. A fost minunat aici în deșert, a fost așa o senzație foarte specială. Am putut să vedem lumea beduinilor, lumea arabă, cât a mai rămas din ea, tradițională. Conduce un băiat care are vreo 14 ani mașina. Cred că 12. Dar nu e nicio problemă. Nu e nimic, conduce de la 8 ani. Acum o să trecem o cale ferată care e făcută de turci în 1905, pe când aici era Imperiul Otoman. Dar de ce stremură voce așa? Și avem un peisaj selenar, așa cam. Păi o grămadă de filme s-au filmat aici, inclusiv ăla a zis Războiul Stelor sau care, nu? Războiul Dune. Dune. Războiul Stelor, Forest Arabia. Doamna Domnul și doamna Smith, Angelina Jolie și Brad Pitt. Așa, avem aici în stânga calea, în dreapta calea ferată otomană. Și trecem bestia parcă. De turci în 1905, 11 ani înainte de primul război mondial, am și pierdut zona asta în favoarea englezilor și francezilor. Otomanii au fost chiar săpărit în primul război mondial. Nu știu dacă au trecut și mai aici, dar nu știu.
Este de fapt și singura cale ferată. A rămas de 120 de metri. Ne-am transferat în mașina noastră, în microbus. Ne-am întâlnit cu Adel și ne așteaptă alte mașini cu care vom merge în deșert într-o mică excursie. După dealul ăsta e campul în care a stat Mariana Adventures, da? Da, da. Urmă de Sun City. Multe campuri, după cum vedeți cum au apărut, au răsărit ca ciupercile pe ploaie. Practic, campurile se spune în aceasta, în această zonă. Trebuia să fii pus pe tipul. Da. Asta. Poate mai bine. Păi n-am știut că vrei să vorbești, mai da. Mai bine, oprești și pui microfonul. Trebuie mai de toate, da. Cursă, halas, ruh. Gula la iasa. Ok, cursă de obicei, după cum ați văzut și dumneavoastră, ați urcat în mașină, mergem foarte încet să admirăm această natură pe care a creat-o bunul Dumnezeu pe acest pământ. Cum v-am mai spus și în microbus, dacă mai țineți minte, aici suntem pe fundul mării, practic, da? Și acum începem această cursă. Se merge foarte încet, ajungem în multe zone unde oprim și facem fotografii, apoi mergem mai departe. Una din aceste opriri va fi la un cort veritabil de beduin, unde vom bea și noi un ceai cu ei. Am să vă povestesc și despre tradițiile beduinești din această zonă, o să vă vorbesc și despre acești oameni. Se pune întrebarea că cum au obținut aceștia aprobare aici. Terenurile din această zonă, se spune de peste tot în Oadi Ram, se obțin numai, toată această zonă aparține statului iordanian. Se dau aceste terenuri în locații de gestiune numai oamenilor din zonă, numai beduinilor din zonă care au fost scoși ei din mijlocul deșertului și aduși în marginea deșertului, li se da zona unde și-au făcut localități și apoi ei obțin ei aceste suprafețe, le închiriază oamenilor cu bani, care își permit să facă asemenea campuri. Tot așa, deci este contracost, cum ar veni. Ei nu plătesc nimic statului iordanian, ei doar, deci proprietarii terenului, cum ar veni. Obțin doar chiria de la cei care își formează aici campuri. Sunt în Oadi Ram actualmente cam peste 80 de campuri în Oadi Ram, pentru că cerința este foarte mare. Rar de toate că să fie un grup să vină în Iordania să nu aibă de dormit în Oadi Ram. Dormit în Oadi Ram, omul are experiența deșertului. Sunt unele campuri de 7 stele, dar ai venit în deșert să încerci experiența deșertului, nu că să vii să stai la 7 stele, te duci în oraș. Dar așa e cel mai bine să vii să stai în campuri, să stai și cu beduini. Uite la fost capul, unde am dormit noi, uite la de acolo. Aici, asta de stânga. Ăla acolo, după stânci. Și atunci, asta e. Sau ceea ce este ca corturi care le vedeți se numesc corturile marțiene sau bubble, așa se numesc aceste. UFO. Și atunci, practic, ei închiriază aceste cursuri. Sunt acestea un pic mai scumpe, dar ca și cort. Eu de obicei sfătuiesc oamenii, domnule, dacă ați venit, luați-vă, domnule, în ceva mai simplu, să experimentați experiența deșertului. Dar sunt frumoase condiții extraordinare la aceste corturi, cu aer condiționat, cu apă caldă, apă rece, internet, deci mâncare foarte bună la beduin, foarte multe condiții, să spunem noi, încearcă ei, creează condiții extraordinar de bune, că omul să revină sau să transmită mai departe încât să revină și să vină și alții. Ok, acum deci ne îndreptăm într-o zonă unde a fost filmat din ultimul marțian. O să oprim acolo, o să coborăm pe niște stânci, așa vom vedea și suporții pe care au fost montate camerele de lua vedere, cum ar veni. Facem fotografii, continuăm cursa, mai multe opriri, mai ales la o zonă unde avem înscrisuri nabatiene. Acolo unde, practic, nabatienicii care au făcut Petra au schimbat direcția de caravane prin aceste canioane, pentru că pe drumul regal erau atacate caravanele de către greci sau eventual de către romani. În deșert te pierzi, după cum vedeți, nu mai știi ce direcții, ce zonă să o iei, motiv pentru care au lăsat ei foarte multe înscrisuri în drumuri, în drum, direcție de caravane, unde ar putea fi dușmani, unde ar putea fi apa, caravana o ia acolo și așa mai departe. Ați înțeles? O să vedem aceste înscrisuri ale nabatierilor. Un fel de semne de circulație. Un fel de semne de circulație. Da, asta în mare, să spunem noi, oricât aș vorbi despre Oadi Ram, nu-i dau ceea ce merită.
obligatoriu omul care vine să vină și să vadă cu ochii lui. Este fabulos, este unic în lume zona din Oadira. Cursă, după cum vedeți, nu e cu dune, cu dealuri, cu mașini, nu sunt făcute pentru așa ceva. Sunt făcute în așa fel încât oamenii să admire această natură care a lăsat-o bunul Dumnezeu pe pământ. Multe campuri, după cum vedeți. Și permite statul iordanean și acest lucru, să știți că se obțin bani foarte mulți din această meserie, să spunem noi, sau din această afacere. Se obțin foarte mulți bani pentru că cerința este foarte mare, dar și costurile. Costurile sunt mari ca să poți să faci o asemenea investiție. În primul rând, apă nu au curentă și sunt obligați să aducă ei cu cisterne, dar au ei butoaie puse de obicei pe stânci sus și unde să fie, prin cădere, apă să ajungă la fiecare cameră, montează și motopompii ei, ca să fie presiune la apa, ca să ajungă la fiecare cameră. În general, condițiile sunt foarte bune. Nisipul ăsta e bun de construcție? Nu, pentru că acesta are foarte multă sare. Așa și crap. Și are și granula rotundă și nu-i stai, cimentul, da, nu prinde pe el. E o criză de nisip aici, în ciuda faptului că nisip este tot. Este. Din păcate, ieri, venind din Petra, nu v-am arătat cariera unde sunt munți speciali pe care sunt firme, pe care le toacă stâncă, din care se formează nisipul. Da, care, probabil că l-ați văzut pe drum venit. Exact, da. Și atunci nisipul ăsta nu e bun. Asta nu poate fi bun pentru construcții. Prezența nisipului peste tot, el nu poate fi folosit în construcții. Da. Pentru că are granula rotundă, nu e colțuroasă ca nisipul de râu sau ca nisipul de scărtură. Și este destul de greu, deci nu se ridică. Uiteți-vă că mergem acum, este un pic de adiere de vânt, dar nu se formează praf. Dar boaba este destul de, sau mă rog, granulele sunt destul de mari și atunci nu se ridică cu mersul. Și are și o componentă de fier în el. Da, acum depinde de componența, de exemplu aici îl vedem mai roșiatic, în alte părți o să-l vedem alb. Înseamnă că nu are fier acel munte, ați înțeles? De obicei seara, noaptea se răcește foarte mult, e diferență foarte mare de temperatură între noapte și zi. Acum să spunem pe timp de vară oarecum e plăcută, în schimb în iarnă e noaptea în gheață. Dimineața lovește soarele și atunci, practic, diferența asta de temperatură face în așa fel încât crapă stâncă. Și din acest motiv vedem și bucăți mari căzute, ați înțeles? Zgârieturi care arată că niște zgârieturi așa pe stâncă, astea sunt de la ape, de la ploi. Apa când se scurge, apă toacă tot, după cum știm cu toții. Aceasta e panorama la care vom opri noi acum, aici în dreapta, și vom avea privilegi în această zonă post filmat din ultimul marțian. Dar până să fie aceste campuri care nu mai venim marțieni de atunci. Nu mai, gata, s-au terminat. Ăla a fost ultimul. Iar aici este un camp abandonat aici. De ce oară? Da, în cauza lipsii de bani. Departe. Nu, în cauza lipsii de bani. Uite, și din acest motiv oamenii să abandoneze. După pandemie, a fost nenorocire curată. Da. Ok, ne dăm jos. Ne dăm jos, urcăm pe acele stânci să facem și noi câteva fotografii. Bine? Da. Poftiți. Diana, dacă vrei să nu cobori. Sunt puse camerele pe care... N-am văzut filmul, dar o să mă uit acum, m-ai făcut curios. Da, uite aici. Aștia sunt suporți. Astea sunt suporți de camere, de luat vedere. Da. Din ultimul marțian. Ia uitați-vă priveliște, fraților. Două cămile acolo. Da, multe. Acum o să vedem, o să ajungem în zona unde sunt multe cămile. Închiriază aștia cămile să facă lumea cursă cu cămila. Multă lume ia mai ales la răsăritul soarelui. Ia cămile la răsăritul soarelui. Nu da, sunt... Aceste cămile nu sunt sălbatice, nu există la noi sălbatice. Nu. Poate sunt domestice, sunt ale oamenilor. Le dau mâncare, le dau apă, le dau de toate. Preferă ele să mănânce din deșert. Dar nu ajunge mâncare și atunci sunt obligați să le hrănească. Ele și-au anumite buruiene, anumite vitamine, da, anumite... Care intră în compoziția laptelui, ați înțeles? Sunt zone unde le duc special. Are să mănânce un copil de cămilă ultimul. Da, e un pui de cămilă. Un pui de cămilă ultimul, două cămile cu un pui. În scrisurile nabatiene vom avea și multe cămile. Noi am fost și aseară, ne-au scos la un ceai și da, un foc în mijloc. Știe, Adel, că am luat... Da, știu. Ne-au dus în pentuneric și am făcut un foc așa din buruieni. Da, probabil că undeva pe aici v-a dus. V-a dus pentru că ați avut campul acolo, după acest...
ce ați avut campul și atunci obligator în zona asta v-a dus. Nu, a mers mult cu mașina, nu? Nu. No. Șapte minute, 10 minute. În zona. Da, foarte frumos. A fost asta la foc, așa frumos. Frumos, da, frumos. Se fac și aceste, le spunem noi, seriile cu beduinii. De obicei se vin mai multe mașini. Sunt grupuri mari. Da, a venit încă o mașină cu doi italieni. Da, și se pune cu muzica, cu dans, pun ceai, pun pișcoturi din alea care se face în ceai și dansează lumea cu beduinii. Deci o să face o chestie de asta. Fotografia cu ei. Da. A fost frumos. Noi n-am fost cu beduin, doar cu băiețelul. Băiețelul ăla. Cu ăla. Nu, care sunt care grupuri mari. Câți ani avea băiatul ăla, Adel? 14, 12? Nu cred că are 15 ani. Are. L-am întrebat, zic, bă, dar tu ai condus câți ani ai? 18. Minte. Da. Minte. Întrebam Mihail azi dimineață, azi câți ani ai? Tot 18, deci. Da, nu e frumos că l-am forțat să mintă, că așa ne-am făcut noi păcatul. Că da, că l-am forțat, normal e sub. Nu cred că are mai mult de 15. Da, haram. Eu refuz, de obicei refuz. Am mai avut ocazii în care mă trezesc un copil de 14-15 ani care să conducă mașină, una de mașină. Și am refuzat categoric pentru că am spus, în caz de se întâmple, ferească Dumnezeu. Adică mi-au spus, domnule, dar e bun șofer. Domnule, ce experiență are asta la 15 ani? Păi începe de la 6 ani a condus. Nu să, dar, are 9 ani. Nu, dar n-are cum. E imposibil. Am zis că în 2 ani o să conduc avioane F-16. Mă, tu ești prea bun pentru... Ei conduc în zona asta pentru că aici nu se cere permis, nu se cere nimic, în mijlocul deșertului. Cine vrea să vină să îi controleze aici? În acest motiv ei profită. Bătrânii stau, bine mersi, în pat acum, dar ei pleacă în acest copii, îi pun la treabă. Tot o gresie. De tot o gresie. Tot sunt niște... fost un nisip care s-a ridicat după fundul. Se observă, se observă pe ea, da. S-a închegat. S-a pietrificat. S-a pietrificat și este tot nisip închegat după fundul mării. Pe Facebook am pus eu acum, nu de mult, acum câteva zile am pus o imagine, dar nu aici, în zona foarte aproape de graniță cu Arabia Saudită, încolo în est, unde se văd valurile de nisip. Este fantastic cum arată, cum sunt făcute, cum sunt formați valuri pe în mijlocul de nisipului. Cam cum sunt la noi în România când viscolește. Exact. Să fac valuri de de pământ, să spunem. Da, de aici de zăpadă. Da, aici e de nisip. Aici e de nisip. Să fie al locului, să atunci le memorez. Dar așa te pierzi, nu mai știi, că asta seamănă cu asta. Nu mai știi. După ce plouă, apar mai mult plan. Da. Să intrați pe Facebook. Să intrați pe Adel Mahadin. Să vedeți primăvara din Wadi Rum. Frumusețe de flori. Au fost și copaci aici. Nu. Uite câte... Fundul mării. Fundul mării. Tufe. Nu. Vezi câte tufe aici. Numai aceste plante. O plantă am să vă arăt acum. O plantă acum să vă arăt la cortul de beduin, se numește ajram. Aceea plantă, știți cum e omul, în orice zonă încearcă să profite de orice lucru acolo, să fie în favoarea lui. Planta aceasta ei au pisat-o, acum o să vedeți, o pisează și iese seva din ea. Da? Și atunci este săpun, face spuma exact ca la săpun. Foarte bun disinfectant, foarte bun pentru psoriasis. E nemaipomenit pentru psoriasis aceea plantă. Se spală, de exemplu, pe față, pe mâini, unde au psoriasis, atunci poate să facă aceea spumă, să pună pe ea. S-a făcut și săpun din ea, o să vedeți acum, săpunul făcut din aceasta, din aceasta. Și ceaiul e din plantele deșertului? Plante deșertului, acum o să vedeți. Sunt două plante din deșert, apoi îi pun și salvie, și scorțișoară, dar și cardamon. Fac ceaiul din această combinație și o să ne servească acum cu un ceiuț. Da. Ca de ceai negru, ei pun colorant, este un colorant cum ar veni, care îi dă această culoare de roșu, dar nu e ceai negru asta. Asta e ceai de plante, doar îi dă colorant, să-i dea o culoare mai frumoasă. Dar
Probabil că pun hibiscus. Hibiscusul ăla de ceaiul roșu. Nu, negru. O să vedeți boabele negre că au aici, băieți. Da, vă spun la radio, să vă explic eu de fapt. Bun. Uite acolo jos. Asta galben. Se face din ea o cremă specială pentru dureri. O să vă arăt acum. Dureri musculare, dureri articulare. Gata, stop. Ia uitați-vă cum crește. Deci este în aici, cum ar veni zona unde s-a pus apa de la ploi și atunci s-a format. Acum o să vă mișcă pepeni. Plantă în cor. Da, da. Halas rău. Mișcă mingi de tenis, că a jucat țiriac și cu Năstase da. Tenis. Am arătul de țiriac. Și acolo este o pârtie de nisip unde se face schi pe nisip. Se face, cum am mai spus, mai multe sporturi, zbor cu parapanta, zbor cu balonul, schi pe nisip, se fac în zona Oadiramului. Bine, asta e o porțiune, dar mai sunt și alte porțiuni și mai rupte. Și atunci se duc oamenii să facă, dar este departe. Ai idee cam cât costă un zbor cu balonul? Da, $260 de persoană. E, vi l-a pus neîndulcit. Mie îmi place dulce. De asta mi-a dat un par, zice, asta e al tău. Că știi că îmi beau dulce. Thank you. Este un ceiuz din partea băieților. Ok. Prima dată de obicei vorbim despre un lucru foarte important care îl au beduinii. Cafeaua beduină. Cafeaua beduină. Pentru beduin, cafeaua este o onoare. Adică, e mare rușine dacă ai intrat în cort sau casă de beduin să nu ți se bea cafeaua ca proprietar al cortului sau al casei, ca beduin. De ce? Cafeaua aceasta, în momentul când i s-a pus în ceașcă de cafea și s-a pus în fața, s-au rezolvat foarte multe necazuri în urma lor. Adică, s-a pus cafeaua. Dacă nu ai băut, înseamnă dacă n-ai vrut să beau cafea și ai pus-o jos, ai pus cafeaua jos, înseamnă că ai o cerere. Este obligat proprietarul casei sau al cortului că beduin să-ți îndeplinească dorințele. Și îți spune, e îndeplinită, bea-ți cafeaua. Dacă nu i-ai băut cafeaua, s-a făcut de râsul lumii. Desigur, în limitele bunului simț, adică nu spun, domnule, nu-ți beau cafeaua dacă nu dai pe nevastă ta. Merge. Răzbunări, crime, pețeturii, una alta, cine vine cu o cerere, momentul când e să pus cafea, o pune ceașca jos. Și atunci proprietarul casei este obligat să cere! E îndeplinită deja! Un Ferrari. Deci, e îndeplinită cererea ta înainte să spui. Dar importantul să bei cafea. Hai să vă povestesc despre ea. De obicei, beduinii nu cumpără cafea prăjită. Întotdeauna o cumpără verde. Uite aici. O să deschid eu pungă să vedeți cafea proaspătă verde, așa cum vreau să o vedem în acaba. În acaba o să o găsiți cafeaua direct verde, pentru că așa o cumpără beduinii. Ei o fac, ia. Boabele de cafea. Cafeaua verde, vedeți? Mm-hmm. Cafeaua din de obicei din India ne vine cafeaua, dar să știți unde a fost descoperită cafeaua pentru prima dată? În Yemen. În Yemen. Este o plantă pe care crește cafeaua și atunci aveau animale și când mâncau din boabele aceia, deveneau foarte, foarte puternice, nu dormeau nu una, nu alta. Și atunci au dat seama că are un efect anume. Mulgeai cafea cu lapte. Da, făceai cafea. De asta a ieșit povestea de cafea cu lapte. Okay. Da. Deci cafea, așa o cumpără ei verde. De obicei, și cardamonul de sip verde, nu știu dacă are cardamon. De cafea din Yemen. Cum? S-a pierdut soiul ăla de cafea din Yemen, da. Acum este o cafea Brazilia. Altoită. Da, altoită, mai ales din Brazilia se vine cafea. Da. De obicei, se aduce cafeaua și cardamonul. Cardamonul, niște boabe verzi aduse din India. Asta e un fel de... a devenit cum ar veni. Nu e obligatoriu la cafeaua beduină cardamonul. Pentru că ăla e venit din India și atunci un fel de intrus pe cafeaua. Ei fac cafeaua, numai cafea. Dar acum este și cardamonul în top cum ar veni. Cu această tigaie se pune cafeaua, o prăjesc, îi mișcă cu această lingură deasupra focului. Cafeaua nu se prăjește încât să se ardă cafeaua. Mare rușine dacă ți se arde, că înseamnă că n-ai fost atent. Și atunci noi spunem cafeaua o lasă ei blondă, puțin ruminită, dar prăjită.
atenție, mișcă într-una și în momentul când s-a făcut și la suprafață, s-a făcut și în interior. Cardamonul la fel se prăjește și acela foarte puțin. Apoi, se vine cu acest obiect, care se numește mehbaș. Este obiectul în care se macină cafeaua. Se macină cafea. De obicei, când macină cafeaua, e o macină într-un ritm muzical, ca de exemplu, Știința Craiova. Asta ca să fie mai clar, da? Deci într-un mod, într-un stil muzical, cum ar veni. Am macinat cafeaua de la o parte. Apoi pune cardamonul. Cardamonul nu se macină, doar se pisează un pic. Sparg boabele. Apoi se vine cu un asemenea ibric. Oh, scuze. Aveți noi cardamon, știi că a dus Adam din Liban. Se găsește. Cafeaua cu cardamon. Se găsește și în Acaba se poate cumpăra direct proaspăt. Se pune apa, cafeaua, cardamonul se pune la foc, fierbe. O lasă să fiarbă, scade. Scade mult. Apoi pune din nou apa. Iar o lasă să fiarbă bine, iar scade. Iar pun apa. Deja cafeaua devine extrem de concentrată. O lasă să fiarbă un pic și apoi o lasă deoparte. N-ai voie să servești cafeaua tulbure. N-ai voie. Trebuie neapărat să lași cafeaua să se liniștească. După ce s-a liniștit cafeaua, cel care servește cafeaua ia asemenea cești și ibricul în mână. Este obligatoriu ibricul în mână stângă și ceașca în mână dreaptă. De când servești, servești din dreapta. Dacă cineva te servește cu stânga, nu iei cafeaua. Trebuie neapărat să servești ceașca din mâna dreaptă. Înainte, oamenii buni erau răzbunari între ei, între beduini. Și atunci când veneau la ei oameni cu care aveau probleme, o trăveau cafeaua și îi omorau. Acum, momentul când a intrat în cort de beduin, cel care servește cafeaua se duce direct la proprietarul casei și îi pune lui cafea. Nu ai voie să sorbi. Nu ai voie să sufli în ceașcă. Ai voie, poți să faci din ceașcă așa sau răcești un pic și când ai turnat, ai turnat odată. Se pune foarte puțin pe fund, nu mult, foarte puțin se pune pe fund. Și atunci ai făcut din ea așa și ai turnat. Dacă a băut proprietarul casei, înseamnă că cafeaua e bună. Nu are problemă, nu este otrăvită. Apoi, servitorul este obligatoriu, cel care servește cafeaua, obligatoriu trebuie să înceapă de la prima persoană din dreapta. Începe de aici, de la doamnă. N-are voie, de exemplu, să înceapă de la dumneavoastră, apoi să se toarcă la doamnă. N-are voie. Trebuie să înceapă din dreapta. Poate să fie prima persoană și ultimul cioban. Neapărat trebuie de la prima persoană. Vine după ce are 5-6 cești. Servește cafeaua. Da cafeaua la toată lumea. Acum s-au terminat ceștile, se întoarce la cel care a terminat. Să zicem, doamne, încă mai are, dumneavoastră a terminat. Vine și ia ceașca. Dacă mai vrei cafea, îi dai ceașca așa. El îți mai pune cafea. Și îți dă ceașca. Dacă tot mai vrei, îi dai ceașca așa. El îți mai pune o dată cafea. Dacă nu mai vrei să mai bei, momentul când dai ceașca, faci din ea așa. Și atunci nu-ți mai pune. E cu scop. Da? E cu scop. De ce? Înainte, servitorii din corturile și aicelor întotdeauna au fost surdumuți. Să nu audă ce se discută în cortul și aicului, se ducă vorba mai departe. În acest motiv, dacă spuneai înainte, să-i spui, nu mai vrei, nu te aude. Și atunci au inventat această mișcare. Acum, dacă te-ai dus, chiar dacă cel care servește cafeaua nu e surdumut și când a servit cafeaua, dacă îi dai ceașca așa, îți mai pune. Atunci, dacă nu mai vrei, faci de ceașca așa. Și încă dintr-un motiv, pentru că erau foarte multe culturi. Știu când veneau din alt vizitatori care nu știau limba și atunci era o simbolistică a gesturilor. De obicei, era, da, e o simbolistică, dar de obicei veneau numai beduini la beduini. Și înainte erau multe răzbunări în ei. Să știți că s-au rezolvat foarte multe necazuri în urmă unui ceș de cafea. V-am spus, la noi în Iordania, pedeapsă capitală și pentru omor calificat, da? V-am spus lucrul ăsta. Și atunci, dacă unul, de exemplu, a călcat pe unul cu mașina, ala intră în pușcărie, sau unul a omorât pe unul, sau l-a călcat intenționat și îl bagă în pușcărie normală, se dă imediat pedeapsă capitală ca să se liniștească sângele. Momentul când a primit, familia mortului îi se liniștește sângele. Lasă un timp, 5-6 luni, un an jumate, 2 ani de zile, până omul începe să uite. Și atunci se merge la casa tatălui sau, mă rog, familiei mortului și cel care vine acolo îi se pune o ceașcă și cafea o pune jos. Și atunci zice, nu beau cafeaua numai dacă îți retrage plângerea să nu fie acela condamnat la moarte. Ați înțeles? S-a rezolvat și multe necazuri. Răzbunări, pețitorii s-au rezolvat cu o ceașcă de cafea. A devenit un fel de tandem. Unul vezi cu nasul pe sus, scandalăgiu și băi, evaluarea ta e o ceașcă de cafea. Adică te omori și pentru o ceașcă de cafea te cedează așa. Ați înțeles? E chestia asta cu mișcatul ceștic, că un american a venit cu un translator la un cor de beduin, i s-a pus cafea, a luat, a băut, a dat ceașca așa, iar a băut, el dă ceașca normal. I-a spus translatorul, băi, nu mai vreau. Și băi, dar nu mai vrei, fă-i așa și gata.
să termine. A făcut așa, nu i-a mai pus. S-au așezat la masă, unde se mănâncă mânsă fui iordanian pe tavă mare. S-a așezat american, a mâncat acolo, american, când a terminat a luat tavă și a făcut din ea așa, știi? I-a spus, tras, băi, că nu mai vrei, te ridici și cu asta am terminat. Da, asta este cu cafeaua beduină care reprezintă foarte mult. Ceva foarte important, vezi, beduinii nu știau, dar acum s-a descoperit, apropo că nu se prăjește cafeaua de tot da. Până să arde. Acum s-a descoperit că în momentul în care arzi cafeaua, se dezvoltă niște substanțe chimice toxice care serios? Sunt foarte cancerigene. Ia uite, frate. Acrilamida. Da, da, da. Și majoritatea producătorilor de cafea o prăjesc ca să aibă gust maxim. O da, prăjesc da. Mult de tot. Da, da, da. Și da. Ard. Și atunci asta dă cancere. Da. De asta beduinii erau deștepți că nu o prăjeau. Așa, în forma aia, într-adevăr, nu-i toxică. Acum o să o vedeți și în acăbă prăjită, gata, că să nu mai prăjească lumea pentru cafea amară a beduina. Da, nu-i voie să pui zahăr la cafea. Interzis să pui zahăr la cafeaua. Îi spune, noi spunem noi, violez cafeaua dacă ai pus zahăr în ea. Și atunci nu se pune zahăr în cafea. Ok? Asta e despre cafeaua beduină. Ceaiul din care beți este acesta. Ceaiul, cum am spus, sunt două plante din deșertul iordanian, plus salvie, plus cardamon, plus scorțișoară. Deci acesta este ceaiul. Acesta este colorantul de care v-am zis. Ca să-i da această culoare pe care o vedeți. O, băieți, aici la vânzare. Unde e crema? Acestea sunt pepene aia de care v-am zis, care i-am văzut acolo, care se numește handle această plantă. Eu o iau, o sucă, uitați-vă, așa ajunge, o pisează, din ea se face această cremă. Ia uitați, această cremă. După ce, cum se folosește? Sincer, ei nu știu acum ce vorbesc eu acum. E foarte bună pentru dureri musculare și dureri articulare. Puțin ulei, orice ulei. Se pune puțin, de exemplu, te doare aici. Ai luat puțin ulei, ai pus acolo în locul aici. Apoi iei cremă cu mâna. Masezi bine. Prima dată se încinge. Zici că ai pus foc. Apoi se răcește de una singură. Zici că ai pus gheață. Și pur și simplu extrage durerea. V-am spus că oamenii în această zonă și peste tot în lume, oriunde ar fi, ei trebuie să profite de ceea ce găsesc în aceea zonă. Este foarte bună pentru durere. Eu am folosit-o chiar pentru mama. Iar aceasta este planta, o să pun băieții din momentul când mergem cu mașina să ne facă. Așa se numește aceasta, se numește ajram. Această plantă, ei, acum fiind uscată, când este proaspătă, ei o ia, o pisează și atunci iese din ea seva. Momentul când ai dat pe mână, se face spumă, zici că e săpun de ăla, adevărat. Înțelegeți? O să pun băiatul cu mașina să ne facă. Cele două săpunuri despre care care le-am văzut, că am zis că este vorba de parfum solid, da? Acest parfum solid este Mosco și Ambra. Da? În Petra era 1 la 10 dolari. 1. Aici sunt 3 la 10 dolari. La băieți, da, 3 la 10 dolari. Aici, având în vedere că aștept, nu plătesc taxe, nu plătesc nimic și atunci au prețuri mult mai mici. Tămâie, dacă vreți să vă luați tămâie. Uite, aceasta e tămâie de la băieți, sunt aici la ei, dacă vreți să luați de pe la ei. Acesta se numește, where is labiat, fie îndecmi labiat? Ok, asta se numește moscul de rodii. Este parfum, o să vă pun acum pe băiatul să vă parfumeze. Moscul de rodi. Chiar soția mea l-a văzut pe net și l-am luat. L-am căutat și l-am luat. Este foarte frumos, adică miroase foarte frumos. Aptărul în feai. Iar acesta se numește moscul de purificare. Își dau cu el, doamnele, acolo. Înțelegeți ce vreau să spun? E pentru doamne special asta. Își dau cu el, acolo. Înțelegeți? Gata. Efectul dezinfectant, efectul parfum extraordinar de frumos, miroase extraordinar de frumos, acest mosc de purificare, așa se numește, atârnul că m-ar fi adus. Ok, au băieții din aceste chestii. Iar aceasta este cohol. Cohol este, știți ce e cohol? Care se pune la ochi, da? Uitați-vă, deci e o cenușă specială. Au în acest fel, au și alte feluri, exact ca un fel de mascara, să-i spunem, da? Ia uite cum are el în mână, uite, vedeți cum are pe mână, da? Aceasta se pune în această chestie și apoi își dau cu ele. Asta nu știu dacă ați văzut beduinii din Petra, erau făcuți la ochi? I-ați văzut? Nu ați văzut, da, bine. Ei sunt făcuți la ochi cu acest coal. Nu se fac la ochi pentru a arăta frumos. Nu e pentru asta. Nu. Ei toată ziua sunt în nisip și în praf. Toată ziua. Și atunci își dau cu el dimineața la ochi, seara când ajung acasă se duc și se spală pe ochi bine și protejează vederea, curăță ochii de tot ce se numește mizerie. Deci este special pentru a curăța ochii, nu pentru a arăta frumos. O înțelegeți? Băi, la ei, nu știu, prețul nu știu. Prețul. Hai?
Asta e cămanătăr. Iarăși, asta este, se numește, este floarea oadii rămului, da? Acum o să vă pună pe mână, freacă-te puțin pe mână așa și poți să-ți dai pe trup. Tot așa este această plantă. Se numește floarea oadii rămului. Da. Da. Asta despre acești oameni. Atenție, beduinul. Beduin, nu știu că ați observat cum arătau cei din Petra. I-ați văzut? Cum erau nespălați, nu una, nu alte. Ați văzut oamenii de aici cum arată? Foarte curați. Extraordinar de curați. Pentru ei curățenie corporală, hainele trebuie să fie la patru ace. Extraordinar de curați. Bărbiriți, aranjați, tunși, întotdeauna beduini. Asta e beduinul adevărat. Asta este beduinul adevărat. Ei, cum v-am mai spus, sunt țiganii beduinilor. Aia n-au nicio treabă cu beduini. Da? Beduinul este un om onorabil. Beduinul este un om, cel mai darnic om de pe suprafața pământului este beduinul. Dacă a intrat în casă sau cor de beduin, este obligat să te țină timp de 3 zile, n-are voie să te întrebe, mâncat, băut, dormit, da? Timp de 3 zile n-are voie să te întrebe de ce ai venit. După 3 zile poate să te întrebe. Dacă ai spus tu singur, e treaba ta, dar el nu te întreabă timp de 3 zile. Dacă nu mai albedu, e de dăhălt ală albedu, între tărăt tia mă mnoi să luc la jubă, tocuri, tăși răbut, n-am. Deci asta e condiția la beduin. M-aș mândri să mi se spună că-s beduin după calitățile umane pe care le-au acești oameni. M-aș mândri. A intrat în casă sau cor de beduin, refugiat, să spunem, de cineva, se ajunge la tine peste cadavrul lui. Te apără cu propriul suflet. Vă spun, dacă دخلت عليهم دخيل انت بيوصل حد ممكن يوصل لك على على جسده بكون اذا عرفت علي اه والله بحكي للبدوين وانا بتشرف انه اكون بدوي. حبيبي يا خال حياك الله. لا دش اصلا يكو acești oameni câteva informații au fost despre acești beduin. Sper că v-au plăcut. Puțin despre cum se salută. Am văzut că au drum dar uite i-au adus, da? Hai să o plec mai. Macat. Deci face să pun, nu? Da. E o plantă care are proprietăți tensioactive. Da, ia uite. Care face ca apa să... Ia uitați. Da. Avem și noi săpunariță sau nu? Da, săpunarița. Este. Very interesting. El se stropește, stropește să nu vă stropească, să nu cadă apa. De asta el de înainte. Da. Asta e săpunul acesta, verde. E din Ajra, uite așa. Da, să vă plăc. Wallah, gărăsă. Billah aleikum. Zice, e rușine să-i dau eu să se spele pe mâini. Da. Habilaia, ana sahib mahal ibn halal. Asta e respectul. Vedeți? Asta e respectul. Zice, nu mă speli tu pe mine pe mâini. De obicei, cel care se spală, cel care-i dă, e mai jos. Ați înțeles? Și atunci... O umilință. Da, o smerenie. Cel care toarnă e mai jos decât cel care primește. De asta la noi ai o chestie foarte importantă, domnul Sorin. Noi, de obicei, când mergem la neamuri de femei, mă refer, că e soră, că e mătușă, că e mamă, că ce o fi, noi nu luăm cadouri. Pentru că dacă iei dulciuri, poate are. Dacă ai fructe, poate are. Dacă iei haine, poate nu-i vin. Și atunci, cel mai bine se dau bani. Niciodată în mână. Niciodată. La noi se spune mână care oferă e superioară, Filisus, care oferă. Din acest motiv, când merg la sora mea, la mama, la mătușă, am intrat la ea, am băut o cafea, un ceai și atunci, înainte să ies, îi pun sub pernă, acolo îi pun un bănuț. La ieșire îi spun, vezi că ai acolo de o bomboană. Dar niciodată nu-i dau, de mi s-ar tăia de aici mână. Nu pun eu bani în mâna mamii mele sau surorii mele sau mătușii sau bunicii sau soții. Soția e așa singura. N-am treabă, știți? Dar în schimb mă refer la neamurile astea de sânge. Da. Aia nu. Soția e altceva. Soția e așa singura. Aia n-avem treabă, că aia e conducător în casă. Și atunci ea, mamă, niciodată... Eu să-i dau mamii mele, mi s-ar tăia de aici. Sau surorii mele. Eu lunar mă duc la cele 6 surori. Lunar mă duc la cele 6 surori. Primele 2 săptămâni la primele 3 și următoarele 2 săptămâni la următoarele. Ce asta de care ne-a dat să mirosim? Asta este un fel de smirnă. Smirnă? Smirnă, da. Are, uite aici. Asta, în hai, le hătăit lumii iar, din asta. Miroase și așa. Dar și odată arsă, iarăși miroase frumos. Și asta e adusă din Arabia Saudită, da, nu? Majoritatea acestor sunt aduse. De ce e să face smirnă? Smirnă sunt mai multe plante. De obicei, smirnă nu este din... Este adus, ei o aduc din Arabia Saudită, dar normal, originea este din India. Foarte frumos miroase. Da, miroase super. Au aici, la cutie, așa. O să vedeți. V-a plăcut la beduin? Foarte mult. A fost frumos? Da. Informațiile? Ok. Trebuie să nu dau 11, ca de obicei.
Da. Dar nici n-aveam emoții. Unele semne. S-o prim acolo, am să vi le arăt, sunt puse pe stâncă, arată ca niște cămile desenate pe stâncă. O să le vedem și noi. Sunt și multe cămile în acea zonă, o să găsim și de pui de cămile, dacă vreți să le faceți poze. Se poate face și cursa cu cămile, dar nu cred că e nevoie, nu? Cursa cu cămile. Și atunci doar să facem fotografii de acolo și continuăm. Deci coborăm acolo, apoi facem fotografii, apoi continuăm și în altă parte. Și de acolo, practic, se încheie. Ne întoarcem înapoi spre microbus, unde să plecăm spre Acaba, la mare, la soare. La mare, la soare, așa. Ajunge atât în nisip și praf, a? Eu sunt așa de încântată de produsele astea pe care le-am luat de acolo. Să știți, calitate foarte bună și prețul e foarte mult. O să le găsiți în Acaba, în magazinele de suveniri, de 3 sau de 4 ori prețul. Dar aștia nu plătesc taxe. Și în acest motiv la ei este mai ieftin. Și sincer, vin cu ele frauduloase din Arabia Saudită. Și nu plătesc nici vama. Ați înțeles? Da. Deci asta. Dacă am nevoie de col, de exemplu, mai târziu, da? Când? Găsesc pe internet să cumpăr? Contactați-mă, trimit tot. Da. Tot. Ce este acolo? Ajunge până la dumneavoastră. Ce să fie? Acolo ceva. Eu cred că și-a pus vreun cort pe acolo. Văd la craia, pe la ajrăm, pe la barben. De obicei, o să vedeți acum beduin acolo. Scutură prea tare, nu pot să filmez. Western. Da, Western Union, te trimite bani. Da, chiar ziceam și noi. Muntele acesta se numește Om Eșrin. Om Eșrin înseamnă mama lui 20. Așa se numește, aia au dat beduini, așa au dat denumiri, beduini. Deci om meșrin, sub el acolo este un izvor. Un izvor este acolo, înțelegeți? De fapt, sub el, chiar în mijlocul muntelui, este un izvor, probabil că s-a format de ploi. Și atunci este pus furtun acolo și trasă apa cum ar fi, care convine acolo, doar deschide furtunul și poate să bea apă. E legat așa furtunul. E, și asta e creatura lui Dumnezeu. Peste jur de 40.000 de hectare, să spunem noi. Restul au secat sau ce s-a întâmplat cu ele? Restul au secat? Nu e. Nu sunt rezervoare, acolo e singură zonă. De tot, v-am spus că ajunge pentru Aman și Acaba timp de 50 de ani. Acolo pe stânci se văd niște animale desenate, vedeți cămile, se vede? Pe stâncă mai neagră, acolo. Asta e o parte din scrisuri navatiene. Ulterior să mai mergem în altă parte să vă arăt altele. De obicei aici sunt așezate aceste cămile, proprietarilor îi vedem acolo. Cine vrea să facă virgulă cursă cu cămila poate să facă aici de cursă scurtă, mi se pare pentru 6 dinari și una lungă pentru vreo 15 dinari. Turbo. Da. De puiu ce amărât e. Măi puiule, măi de cămilă. O săptămână pui așa mare? Da. Deci la o săptămână deja este obosit. Ce să mai facă la un an de zile? Camila. Hai să povestim despre Camila că suntem lângă ele. Vreți? Da. E înregistrat domnul Sorin? Da. Trebuie să fie aproape de tine, că altfel nu se aude la... Camila. Un animal extrem, extrem de, să spunem noi, de valoros, mai ales în această zonă, se numește și corabia deșertului. A creat o bunul Dumnezeu cu laba lată, după cum vedeți, că să nu se înfingă în nisip, având în vedere că în deșert e peste tot nisipul. Camilei a creat o bunul Dumnezeu într-un mod deosebit. Are ochiul ca și microscop.
mărește de vreo 1000 de ori. Orice vede, mărește de vreo 1000 de ori. Extraordinar. Din acest motiv și un copilaș mic o poate conduce. Pentru că e frică de el, are impresie că de 1000 de ori mai mult decât ea, mai mare decât ea. Din acest motiv e frică de oameni. Altfel, n-ar fi putut nimeni stăpâni acest animal. Camila este un animal răzbunător. La ce mod? Să nu bați Camila, se va răzbuna. Se va răzbuna pe tine, te mușcă, te aruncă de pe ea, te lovește în caz de a-i bătut. În acest motiv ei nu bat cămirele. Cămila are două burți, să spunem. O burtă, un stomac normal în care intră apă și mâncare și mai are un rezervor în care își ține apa pentru distanțe lungi când rămâne ea fără apă. Așa a creat-o bunul Dumnezeu. Laptele de cămilă este tratament pentru oamenii bolnavi de diabet. Am mai vorbit acest lucru, dacă mai țineți minte. Laptele de cămilă este, practic, este tratament pentru oamenii bolnavi de diabet, cam așa, să spun, un paharel micuț de lapte de cămilă în fiecare zi regla graza glicemie pe 24 de ore. Vedeți acest pui? Eu am avut impresia că este destul de mare, că mai mare, dar băiatul îmi spune că are aproximativ o săptămână de când este născut acest pui și mai e unul pe acolo parcă. Știi bancul cu puiul de cămilă, nu? Nu. Puiul de cămilă întreabă pe mama: mama, de ce avem copii așa de lată? Păi uite, mergem prin deșert și cum ai spus tu, e Da, că să nu se împingă nisip, da. De ce avem două rezervoare? Pe unul pentru apă, unul pentru mâncare, distanțe lungi, nu știu ce. De ce avem blană așa? Ca să protejeze de razele soarelui. Atunci, mamă, de ce stă la grădina teologică? Ok, mai e o chestie mișto, că spun, mi-au povestit mie beduinii. Pe timp de iarnă, așează cămirile așa rotund cum ar veni, le așează, ei le leagă la picioare și le așează jos, stau eu jos ele. Ei dorm între ele, deci în mijlocul lor, în acel cerc. Iarna emana căldura, iar vara emana răcoare. Un fel de aer condiționat de beduin. La modul cel mai serios, deci acest lucru, dacă intrați pe internet despre cămire, veți vedea toate aceste informații. Oare ne lasă mama? Vă lasă, dar nu știu dacă stă nebun. Eu când m-am apropiat de el, a început să facă spre mine așa. Ai cu gura. Nu, doar m-am apropiat, uite că s-a ridicat. Ce micuț e. Ce bun. Hai mă, să vezi. Ce bun este pe proțap. Uite cum se... Vedeți că nu s-a dus la altă, s-a dus la mama lui, frate. Se alintă. Camila face doar un singur litru de lapte pe zi, adică nu face Camila mai mult de un litru pe zi. Un litru de lapte pe zi? Atât face, da. Ok, acolo sunt desenele sau să spunem semnele ale nabatienilor, deci au peste 2200 de ani acele însemne, vom mai vedea și altele în altă parte. Apoi ne îmbarcăm în mașină și mergem mai departe. Hai! Este o invenție a turcilor în care au schimbat femeia în animale. La noi femeia e onoare. Onoare se vinde? Nu. Niciodată. Deci nu se dă femeia pe Camila. Ferească Dumnezeu. Asta e doar o poveste, nu? Da, poveste. Turcii au făcut acest lucru. Înainte dădeau ei, beduinii dădeau ei zestră. Camile. Îi dădeau, de exemplu, 100 de camile, 200 de camile. Cu cât dă mai mult, cu atât el e mai șeic, mai puternic, mai bogat. Dar el dă. Tatăl fetii dă. Nu bărbatul dă camile pentru fată. Ați înțeles? Deci asta e zestra cu care vine ea. Eu n-am venit cu mâna goală. Am familie care mi-a dat. Nu ești stăpânul meu. Ați înțeles cam așa? Deci asta nu e adevărat. Nu există așa ceva. Dar moții, nu mai stau pe aici, că nu merge. Nu se dau cămile, adică nu merge. Nu trebuie să le dăm noi. Eu luam vreo 7 cămile la București. Le lăsam aici. M-a fost plăcută, nu? Extraordinară. Mă bucur tare mult că v-a plăcut ziua, zona din Wadi Rum. Condițiile, priveleștea, oamenii, beduinii, am povestit și despre acești oameni, care este o minoritate momentan, majoritatea lor s-au stabilit, deja au devenit un fel de comune, sate, înainte erau cu corturi, dar acum s-au stabilit și stau la apartamente sau la case cum au ei. Bun. Plecăm din Wadi Rum, ieșim din această zonă și ne îndreptăm spre Aqaba, sunt cam 55 de kilometri de aici până la Aqaba. Mergem direct în oraș, acolo e oraș, este singura noastră ieșire la mare. Un oraș superb, un oraș cu multă verdeață și asta din cauza că în Aqaba au apa.
Din acest motiv vom vedea altceva față de ce am văzut, să spunem noi, în drum sau în alte localități, puțină, foarte puțină verdeață, în Acăvă sunt mulți palmieri, multe flori și așa mai departe. Oraș turistic prin excelență, în anii 2000 a fost refăcut din temelii. Atunci când a preluat regele Abdallah, magistrața sa, regele Abdallah a preluat conducerea țării, în 99, în 2000 a dat ordin, practic să fie dărâmat tot ce erau numai cocioabe, numai căzături, și atunci a dat ordin că băncile să dea împrumuturi pe termen foarte lung, 20-30 de ani de zile, cu dobânzi zero, numai că oamenii să dărâme tot ce a fost vechi și să construiască ceva nou, fie case, fie blocuri. Mulți s-au axat pe blocuri, o să vedeți acest lucru, foarte mulți s-au axat pe blocuri, apartamentele sunt de obicei, să spunem, mobilate, cam sumar, să spunem, adică tot ce ar putea omul avea nevoie, paturi, au aer condiționat, aragaz, butilie, vesela, de toate, și se închiriază iordanienilor. Pentru că iordanianul este prea sărac să vină să stea la hotel. Hotelul sunt foarte scumpe pentru iordanian. Motiv pentru care dacă are o familie de 7, 6, 7, 8 copii și acela dacă să ia să meargă la hotel înseamnă că a plătit salariul pe 2 luni de zile, ca să doarmă la hotel cu familie. Motiv pentru care închiriază aceste apartamente, 3 camere, 4 camere, la vreo 25, între 25 și 30 de dinari pe noapte, tot apartamentul. Și atunci vine iordanianul, de obicei nu se sfăiește să-și aducă familia la plimbării, ca să spunem noi, în Acaba, să facă virgulă copii, o baie în Marea Roșie, se duc de obicei, cumpără de toate din oraș și gătesc în apartamente, adică fac acolo, pentru că și restaurantele pentru ei sunt destul de scumpe. De obicei, zilele de vineri și sâmbătă, sunt zilele în care Acaba este full de iordanieni, deoarece sâmbătă și vineri și sâmbătă sunt zilele libere în țară. În acest motiv, începând de joi după amiaza, începe să se umple orașul Acaba cu oaspeți, să spunem. Acum, fiind în postul Ramadan, suntem în postul Ramadan, o să fie puțină lume, dar începând de poi mâine seara, deja se umple Acaba. Va fi full Acaba de iordanieni care vin după postul Ramadan, vin cu familiile la o plimbare în Acaba. Ok? Oraș, zona liberă, Acaba este zona liberă, o să vedeți că intrăm acum în scurt timp, înainte să ajungem la Acaba cu vreo 20 de kilometri, este punct vamal prin care intrăm, prin acel punct vamal, fiindcă intrăm într-o zonă liberă care, într-un fel, îmi spune că nu aparține Iordaniei. Acolo taxele sunt zero, vama este zero, fiindcă este port, zona este, cum ar veni, fara vama. În acest motiv, foarte multe mărfuri sunt în Acaba mai ieftine decât restul țării. Unde mă refer? La ce mă refer? Adică ce e mai ieftin și ce caută lumea. De exemplu, cafeaua este mult mai ieftină în Acaba. De exemplu, găsești kilogramul de cafea în Acaba la vreo 3 dinari. 3 dinari. În schimb, în Amman sau restul țării, nu este sub 12 dinari kilogramul de cafea. Băutura alcoolică, iarăși în Acaba mai ieftină. De exemplu, o cutie de bere, să spunem, în Amman sau restul țării este la 4 dinari, în Acaba este 1 dinar. Ați înțeles? Dar momentan, de păcate, toate magazinele de băutură alcoolică în timpul postului Ramadan sunt închise. După postul Ramadan se deschid toate. O să vedem multe din aceste magazine, dar momentan sunt închise până la sfârșitul postului. Ce mai este ieftin în Acaba? Aparatura electrică, electrocasnică, e mai ieftină în Acaba decât în restul țării. Că, de exemplu, un aer condiționat, multă lume aici își pune aer condiționat. Și atunci, aer condiționat în Acaba este 200 de dinari, în Amman sau restul țării este 600 de dinari. Deci e diferență foarte mare. Dar ca să scoți de acolo, trebuie să vă muiești ca iordanian. Dacă scoți de acolo, trebuie neapărat să treci prin vamă. De acest motiv este acel punct vamal. De obicei, autocarele, mașinile turiștilor niciodată nu sunt controlate. Ei au dreptul să controleze la punctul vamal. Ei au dreptul să controleze. Doar că ei țin cont că noi, ca și ghizi, și turiștii, uneori depindem de 15-20 de minute dacă prindem un obiectiv sau nu, sau un avion sau nu. În acest motiv, ei nu întârzie niciodată turiștii, motiv pentru care trecem practică prin brânză. Fie la intrare, fie la ieșire din Acaba. Vom intra printr-un punct și veți ieși pe alt punct. Veți ieși pe drumul vestic, care va fi paralel cu Israel. Deci tot drumul vestic este paralel cu statul israelian până în zona Mării Moarte, unde veți avea cazare, mă refer acest lucru, în zi de marți, când veți avea cazare la Marea Moarte. Și în acest motiv vom intra acum pe această vamă, o să o vedeți, vamă prin care vom intra, dar veți ieși pe altă vamă să ajungem în zona Marii Moarte.
un oraș liniștit, un oraș cu siguranță maximă, că de altfel cum este Iordania, cum ați văzut și până acum. Până acum ați văzut câtă liniște, câtă pace este în această țară, cât deprimitori sunt oamenii. De asta noi le spunem oamenilor, oameni buni, noi nu avem probleme cu ce se întâmplă în Israel și ne rugăm la Dumnezeu că și acolo să fie pace. Ne rugăm la Dumnezeu și acolo să se termine și acest război. E păcat să se verse sânge uman pe pământ. E un mare păcat. Ne rugăm la Dumnezeu și de o parte și de cealaltă este un mare păcat. Sângele uman este sfânt. Sângele uman este sfânt la bunul Dumnezeu. Consideră omul extrem de important în acest motiv. E păcat să se scurgă sânge uman pe pământ. Și în acest motiv spunem noi, ieșiți, plimbați-vă, intrați în contact cu omul simplu de pe stradă. Deci să vă convingeți ce este, nu să rămâneți doar cu ideile pe care vi le dă ghidul. Intrați în contact cu omul simplu de pe stradă, să vedeți bunătatea acestor oameni, primirea lor, zâmbetul pe buze. Pentru noi, oameni buni, țineți cont de acest lucru. Turistul, noi nu spunem turist, întotdeauna spunem că e oaspete, da? Oaspetele la noi este sfânt. Acest om care vine în această țară, el vine și cheltuie bani. Banii care îi cheltuie, să știți că s-au dus la foarte multe guri. Multă lume a mâncat, mănâncă o bucată de pâine. Protejăm și pâinea noastră, dar și pâinea altora. De asta țara este cu, să spunem noi, cu o istorie fantastică, vastă istoria în această țară. Din acest motiv spunem oamenilor să vină, să viziteze această țară și nu numai. Cu asta rămânem. Cu asta rămânem, cu amintirile plăcute pe care le avem noi, să spunem noi, în momentul când venim și vizităm și vedem și alte culturi. Am mai vorbit despre cultura și despre tradiție din această zonă, fie port, fie îmbrăcăminte, fie cutare, fie mâncare, fie una, fie alta. Am vorbit că să ajungă aceste idei la oameni, să vină să încerce și alte, să spunem, culturi față de cele care sunt învățați oamenii în Europa sau restul lumii. Eu când vorbesc exclusiv despre Iordania. Pentru că în țările arabe sunt alte tradiții, alte chestii. Eu vorbesc despre tradițiile din acest petec de pământ, plin cu sfințenie, având în vedere, cum am mai spus, este țara de pelerinaj creștin și nu numai. Oricine în lumea aceasta să vină, fraților, să viziteze, este binevenit și întotdeauna cu brațele deschise așteptăm oamenii să ne viziteze în această țărișoară. Ok? Mulțumim, Andy, mulțumim. Cu mare drag, cu mare drag. Cum vă spuneam, acum ne îndreptăm spre Acaba, în scurt timp ne legăm de autostradă, facem puțin dreapta, apoi facem o col stângă și ne îndreptăm spre orașul Acaba. Nu mai este mare distanță până ajungem noi în Acaba. Din păcate știm cu toții că ne vom despărți în Acaba, da? Ne vom lua la revedere. Pentru mine au fost zile superbe, alături de oameni educați, să știți că în acest cuvânt intră toate, 5-7 ani de acasă, că de altfel toți românii care mi-au venit. Deci 690 de grupuri foarte mari care le-am avut, niciodată să n-ai probleme cu asemenea oameni, este fantastic. Ați făcut onoare înainte de toate, dumneavoastră, cei care au călcat acest prag al acestei țări, au făcut onoare înainte de toate României. Pentru că prin comportamentul lor civilizat, au dat dovada de adevărați români. Și pentru mine este o mare mândrie când spun, eu mă lucrez numai cu români. Pentru mine este o mare onoare. Deci ați făcut onoare României, ați făcut onoare Iordaniei prin prezența dumneavoastră pe acest pământ sfânt. A fost o mare plăcere să ne plimbăm și să vizităm și să aflăm despre tradițiile din această țară, să spunem noi, ca Iordania. Am două rugăminți. Întotdeauna rog oamenii care cum vin în Iordania, două rugăminți le am eu la acest om. Unu. Dacă ați văzut bine în această țară și v-ați simțit bine în această țară, vă rog să vorbiți Iordania de bine. Vă rog să vorbiți Iordania de bine. Iordania este țara mea. Iordania este țara natală. În schimb, România este țara adoptivă. Și se spune că mama este cea care crește. Dator pe viață eu, cât voi trăi dator pe viață României? 27 de ani în România, în care n-am avut niciun fel de probleme. 27 de ani, să fii ținut în puf, este un lucru mare. Copiii mei, sânge românesc. Ambii copii ai mei au sânge românesc. Foarte importantă pentru mine România. Da? Iubesc Iordania cum iubesc. Eu mănânc la 3500 de kilometri de România o bucată de pâine în urma României. Limba română.
Și atunci România este în inima mea, pe o parte este Iordania, pe partea cealaltă este România, fiind Iordania fiind țara natală. Deci, dacă ați văzut bine, să vorbiți Iordania de bine, dacă s-a greșit cu ceva, până la urmă, perfecțiunea este doar a bunului Dumnezeu. Dacă s-a greșit cu ceva, vă rog să nu puneți pe seama Iordaniei. Niciodată. Puneți pe seama lui Adel Mahadin. Eu duc. Eu sunt unul. Da? Dar chiar dacă nu lucrez eu, mai am alți colegi. Mai am alți colegi. Toți colegii mei sunt mai buni decât mine. Toți colegii mei. Și atunci vă rog din suflet să vorbiți Iordania de bine. Dacă s-a greșit, răspunde Adel Mahadin. Întotdeauna este loc de mai bine. Întotdeauna există loc de mai bine. Acum atât a vrut bunul Dumnezeu. Atât a vrut bunul Dumnezeu și sper că m-a ajutat bunul Dumnezeu să-mi fac datorie față de dumneavoastră ca oaspeți acestei țări. Deci asta e prima rugăminte. A doua, în câteva zile veți ajunge acasă, nu? Și atunci vă rog din suflet, când ajungeți deasupra României, unul dintre dumneavoastră măcar să-și aducă aminte de mine și să transmită un salut întregii țări. Și să spună României că într-o bună zi un român rătăcit în Iordania va reveni acasă. Da? Pentru mine România este acasă. Eu nu am nevoie de GPS în România. Eu mă duc cu ochii închiși peste tot. Sincer, sute de mii de uși la care aș putea să bat. Și este cel mai mare câștig. Cel mai mare câștig pentru mine că am unde să vin. Și sunt convins că o să ne reîntâlnim. Dacă ne întâlnim, dar reîntâlnim, să spunem, în România sau în orice loc al lumii, cu oricare dintre dumneavoastră, eu nu plătesc cafeaua. Să fie clar. N-am înțeles? De acord. Să fiți sănătoși, să vă ajute bunul Dumnezeu, cu mare drag pentru mine a fost. Dacă vrea cineva să te contacteze, unde te găsește? Pe Facebook, Adel Mahadin. 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 Mahadin, cu un la sfârșit. Iar numărul meu de telefon este plus 962 797 99 1823. O să-l pun și eu în descriere. O să-l pun, da, sigur, acolo, da. Să-l pun să știe lumea oricând, cu cel mai mare drag. Vă rog, contactați-mă fără nici un fel de pretenții. Ajut cu tot ce au nevoie, din orice timp, din zi sau noapte. Dar să nu fac cum au făcut niște nebuni din România, prieteni de-ai mei. M-au sunat la 3 noaptea și să-mi spună, să mă întrebe cum să viziteze Petra. Și l-a zis, băi nebunule, i-a spus, băi omule, e 3 noapte. Și că da, în, acolo ai spus că orice timp. Băi, e 3 noapte, dorm la ora asta, lasă și... Era urgență, da, nu, era o glumă și au glumit și am râs. Deci m-am trezit din somn, dar am râs cu ei, am vorbit la telefon. Pentru mine este o onoare. O onoare dacă pot servi un român oriunde, cu orice are nevoie. Mulțumim frumos! Cu mare drag! Este românii... foarte nobil tot ce ai spus. Mulțumesc!